Salutare, prieteni! Cu siguranță ați auzit sau chiar folosit accesoriile de la compania Apple. În episodul de astăzi vom vorbi despre prezentarea lor care a avut loc săptămâna aceasta, așa că așezați-vă mai comod pentru a nu rata noile gadgeturi prezentate de companie. Vrem să vă anunțăm că în fiecare joi la ora 20:00 o să postăm cele mai noi știri din lumea tehnologiei, așa că porniți clopoțelul pentru a nu rata niciun episod. Să începem! După cum știți, din cauza coronavirusului, prezentația Apple a avut loc online. Mulți încă speră că totul va reveni la normal și cel puțin anul viitor vom vedea cum cei prezenți vor primi ecusoane din carton ecologic, cum intră în sală și îl așteaptă pe Tim și privesc la masa pregătită pe scenă. Iar între timp, Tim își începe prezentarea mergând pe un coloseum de sticlă și povestind despre compania Apple, cât de uimitoare este aceasta și câte gadget-uri performante a prezentat lumii întregi. De exemplu, Apple Watch, despre care chiar utilizatorii însă și au povestit cum i-a ajutat acest ceas uimitor în cele mai grele situații. În special, o fată a spus că medicii au reușit să o salveze pentru că smartwatch-ul i-a semnalizat despre problemele de sănătate despre care ea nici nu știa. În plus, Tim a spus că Singapore va fi prima țară în care oamenii vor fi recompensați pentru că au grijă de sănătatea lor cu ajutorul acestui ceas. După trecerea rapidă și eficientă prin birourile companiei, am ajuns și în teatrul Steve Jobs, unde s-a prezentat Apple Watch 6. Și totuși, ce bine arată, cu o gamă largă de culori, cum ar fi albastru, argintiu și roșu. Însă nu ne-am adunat aici din cauza aspectului, deși este și el important. S-au efectuat multe modificări. De exemplu, ceasul va monitoriza singur saturația de oxigen în sânge și va reaminti că trebuie să faceți mișcare pentru a crește acest indicator. Apple a colaborat cu pneumologi pentru a dezvolta acest ceas. Apple Watch 6 a primit un nou procesor S6, care are multe în comun cu chipset-ul din seria Bionic, care se utilizează la iPhone. Și desigur, gama largă de cadrane. Fața de ceas personalizată poate fi interactivă și interacționa cu utilizatorul. Există un cadran separat pentru surferi, fotografi și medici. Toate curelele sunt fabricate din plastic reciclat, deci este un produs ecologic. Cumpărând acest ceas de la Apple, voi salvați planeta. Ceasul devine un dispozitiv independent pentru uz familial. Acum poate avea propriul număr și poate lucra ca un ceas inteligent pentru copii, cu o listă fixă de contacte și cu posibilitatea de a urmări locația acestora. Atenție, nimeni nu și-ar fi putut imagina că Apple Watch SE este o versiune mai accesibilă, doar că cu un design mai modern. Apoi, compania a avut grijă mare de mediul înconjurător și a redus amprenta de carbon cu 35%. Tocmai de aceea, din 2012, toate carcasele din aluminiu sunt fabricate din metal reciclat. Au făcut toate acestea cu cele mai bune intenții sau pentru a informa mai subtil că ceasul nu va mai avea un adaptor USB. Iar acest lucru a fost făcut pentru a reduce impactul asupra mediului. Precomanda acestora este deja disponibilă, iar vânzările încep de astăzi. Au prezentat și un nou serviciu Fitness Plus, destinat, după cum ați înțeles, fitness-ului, programe pentru sport și fișele speciale. Toate sunt amplasate într-un singur serviciu. Serviciul în timp real va sincroniza toate datele dintre ceas și smartphone. Utilizatorul va putea urmări programul pe ecranul mare, iar succesul său în sport îl va putea vedea atât pe ecran cât și pe încheietura mâinii. Programele de instruire vor include programe atât pentru începători cât și pentru cei mai avansați. Puteți practica sportul cu orice echipament doriți sau chiar fără, totul la alegerea dumneavoastră. Noi mergem mai departe. Este timpul iPad-ului. Procesorul acestuia este cu 40% mai rapid decât al iPad-ului precedent. S-a modificat și Apple Pencil, adică textul scris de mână este recunoscut drept scris și nu ca imagine. Începând de astăzi, îl puteți deja cumpăra cu $399. Iar după, Apple a reușit să ne uimească și mai mult, după ce ne-a prezentat iPad Air. Într-adevăr, arată uimitor. Are un design incredibil, metalic, multicolor, cu margini tocate. Diagonala display-ului este de 10,9 inch, iar Touch ID-ul se află în butonul de alimentare. Au arătat cum inginerii Apple depășesc legile fizicii pentru a crea chipset-uri noi. Viteza de învățare s-a dublat. A14 Bionic accelerează acest dispozitiv la viteze imposibile. iPad Air poate cu ușurință redacta video în format 4K. Cu ajutorul camerei, DJ-ul poate mixa fără să atingă tableta în sine, iar jocurile se vor încărca cu o viteză incredibilă. Iar îmbunătățirea imaginilor utilizând sisteme de învățare automată este disponibilă direct pe tabletă, fără încărcarea ei pe server.
Ceva și mai uimitor este USB-C. Deci, mai pe scurt, putem spune că este cel mai de top iPad Air prezentat vreodată. Și desigur, îl puteți achiziționa chiar luna aceasta cu $699. Ei bine, ce fel de prezentare Apple fără mult așteptatul iPhone? Dar n-a fost să fie. Tim Cook a mulțumit tuturor celor care s-au adunat în fața ecranelor și a încheiat prezentarea. Noi vă mulțumim că v-ați uitat la videoclip până la sfârșit și desigur, nu uitați să scrieți în comentarii ce părere aveți despre aceste gadgeturi noi și dacă merită cumpărate. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul, e foarte important. Ne vedem data viitoare cu cele mai uimitoare tehnologii. Pe curând!